Au profitat de situația precară în care se aflau și i-au lăsat fără acoperișuri deasupra capului. Este vorba despre trei bărbați condamnați recent la ani grei de pușcărie pentru escrocherie. Cei trei complici, cu vârstele cuprinse între 27 și 42 de ani, s-au ales cu pedepse de 18, 12 și respectiv 5 ani și jumătate de detenție. Bărbații au ajuns pe banca acuzaților după ce în perioada anilor 2014-2015 au lăsat pe drumuri trei persoane, două femei cu o stare financiară dezastruoasă și un bărbat cu probleme de sănătate mentală. Toți trei erau locuitori ai capitalei. Bărbații au profitat de vulnerabilitatea victimelor și le-au deposedat de apartamente și o casă aflată în construcție. Prejudiciul adus păgubașilor depășește suma de 2 milioane de lei. Învinuiții acționau conform aceleiași scheme. Găseau persoane vulnerabile care aveau înscrise pe numele lor bunuri imobile, le câștigau încrederea, intrau în posesie informațiilor cu caracter personal ale proprietarilor, după care se prezentau la notar cu persoane asemănătoare acestora și le lăsau fără locuințe. Procurorii intenționează să conteste sentințele a doi dintre inculpați pe motiv că ar fi prea blânde. Menționăm că unul dintre ei și-a auzit sentința fiind deja în spatele gratiilor, condamnat anterior pentru escrocherie.